Astăzi a început perioada electorală pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie, iar startul campaniei electorale va fi dat pe 6 octombrie. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală, care a aprobat săptămâna trecută programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea scrutinului din toamnă. Perioada de desemnare și înregistrare a candidaților la funcțiile de primar și consilier local va începe pe 6 septembrie cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor și se va încheia odată cu anunțarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor de aleși local de către instanțele de judecată. Potrivit codului electoral, pe parcursul perioadei electorale vor fi constituite organele electorale erarhic inferioare, vor fi asigurate mijloacele necesare pentru desfășurarea scrutinului și vor fi organizate instruiri pentru funcționarii electorali, dar și activități de informare pentru alegători. Alegerile locale generale vor avea loc pe 5 noiembrie, atunci când vor fi aleși noii primari, consilierii raionali și consilierii locali. Până în prezent, mai multe formațiuni politice și-au anunțat candidații pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Printre aceștia se numără Lilian Carp, propulsat de Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și Vadim Brânzaniung, delegat de la Partidul Social-Democrat European din Moldova. Pentru un nou mandat va intra în cursă și actualul edil al capitalei Ion Ceban, desemnat de formațiunea pe care a creat-o, Mișcarea Alternativa Națională. Socialiștii l-au propulsat pe deputatul Adrian Albu și fostul primar interimar al capitalei, liderul Partidului Puterea Oamenilor, Ruslan Codreanu, și-a anunțat intenția de a candida pentru fotoliul de primar al capitalei, la fel și fostul ministru al economiei în guvernul Chicu Satei. Victor Chironda va fi candidatul platformei DA pentru cursa electorale din această toamnă.